Păun. Păun s-a dus în America. El era tatăl Grigorinii al lui Mărina lui Apostu. Cum a ajuns el așa la vale? Pă cu călușul. Până la Paris, de acolo cu un vapor ceva, mai întâlnit tot vreunul ca el, lumea zice că a pus mâna, ar fi pus mâna pe marginea lumii. Și s-a întors de acolo cu un ceas. Îl ținea legat dici, de vestă, băgat în pozunar. Atunci toți purtau așa. Care știa, care nu știa ce scrie pe el, dar ce-au ca și ceas. De atunci lâna era la putere. Și toate femeile torceau. Și de câte ori întâlnea câte o femeie torcând, pe un americanul, scotea ceasul și umbla la el. Ce faci mai acolo? Uite, îl potrivesc să meargă odată cu fusul, că iete intra în alfus. Mai la vale întâlnea alta răsucind. Iar scotea ceasul, iar umblea la el. Bă, acum trebuie să fiu eu cu 3 ore mai înainte decât la gura racului și cu 2 mai în urmă față de Săculești. Bă, ce mare lumea, mă! Când dracu te mai descurci într-atâtea fusă? Lumea nu știa ce vrea să zic el. Zicea că asta e Dan Blaua lui, că s-a dus în America să învețe să spui câte ceasul. Dar de ce n-a rămas domnule acolo? De ce a venit aici unde pe nimeni nu interesează câte ceasul? Fiindcă sunt la fel de preciși și cocoșe după garde. Și-a adus din America scule. El era tâmplar, făcea la căști cu frate sau cu Preda. Și s-a adus de acolo scule ca nimenea, cu vaporul. Scule... bardă, chisăr, alea trebuiau, alea le-a adus, alea trebuiau. Asta a fost toată averea lui făcută în America. Un ceas și o paporniță cu scule. S-a întors bătrân, s-a însurat cu Mitra Baloțanca, cu stăla aia în Cioricu. Călușar mă erau Naia lui Rezeanu, Floreal Mic, și-au făcut ei o echipă și s-au dus aici la Paris. Bă, când ne-au văzut ei acolo pe noi așa îmbrăcați frumoși, cu plantișpii dinainte, cu fețe de perin frumos, cu sute picule, mama și cu clopoței la picioare, pă când făceam așa odată, un ceas răsuna Cioaia, un ceas răsuna Parisul, pă să punea ei cu bulzeștiu. La Paris și-au făcut poze și le țineau acasă bătute în cuie, în perete, ca pe icoane le boteza popa când venea cu botezul, ca pe Sfântul Gheorghe. De parcă fiecare ar fi fost Sfântul Gheorghe și-ar fi omorât o parte din balaur, dansând hără-hăp-hăp-cea în jurul turnului Eiffel. În America... Pă un n-am mai jucat în căluși, căcea că nu știa limba. N-avea cum să le explice elura. Fără mut și fără vătaf, ci că acolo nu s-ar fi întrunit niciodată numărul de români talentați, iuți de picior. Domnule, 11 să fi fost și un mut bun. Ager. America era noastră, a bulgestului. Așa că s-a întors, s-a însurat cu Mitra Baloțanca să trăiască după fusul ei, aci, în Cioricu, la ea, Marin Sorescu.